Procuratorul Tudor Deliu prezenta de la tribuna legislativului proiectul privind ridicarea mandatului în cazul în care un consilier local lipsește nemotivat de la 3 ședințe consecutive ale Consiliului Local. Să vină cu încă o inițiativă cu legea de discriminare, care privește drepturi speciale pentru băieți de aceeași culoare ca și drapelul Partidului Liberal. Apropo de băieței, domnul Șu, ia uite, dintre toți noi tu ești cel mai rotunjel. Așa clasă glumele este de prost gust. Ceea ce privește culoarea obrajelor, vă spun, domnule Ghimpu, lucru băi crasnem, cem galubim. Mult stimate, domnul Eduard Mușuc, хуже всего, когда-то и красный голубой, знаешь? Președintele Parlamentului Marian Lupu a intervenit pentru a pune punct acestor replici. Stimați colegi, eu cred că noi aici nu suntem o clinică de sexopatologie, ci suntem forul legiuitor a țării și haideți și un fi ca atare. În final, proiectul PLDM privind sancționarea consilierilor locali care lipsesc nemotivat de la ședințele consiliilor locale a fost aprobat fără votul liberalilor.